În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost știrea despre acțiunea polițiștilor reghineni pentru combaterea indisciplinei pietonale. Știrea despre șoferii amendați în cadrul campaniei Speed, derulată săptămâna trecută de polițiștii mureșeni, s-a clasat a doua în topul audienței. Pe locul 3 se situează știrea despre ședința de Consiliu Local ce a avut loc miercuri 23 aprilie. Știrea despre șoferii amendați în cadrul campaniei Speed, derulată săptămâna trecută de polițiștii mureșeni, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Daregin TV. Pe locul 2, ca număr de accesări, se află știrea despre acțiunea polițiștilor reghineni pentru combaterea indisciplinei pietonale. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, se situează știrea despre ședința de Consiliu Local, ce a avut loc miercuri 23 aprilie cu un punct pe ordinea de zi. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Daregin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.